Europarlamentarul Mircea Diaconu a fost luni în Giurgiu. Acesta s-a ținut de cuvânt și face un tur al țării la un an după ce a fost trimis în Parlamentul European de votul românilor. La bordul vechiului său AR10 de culoare galbenă, Mircea Diaconu vrea să discute la o cafea cu simpatizanții săi și să le prezinte activitatea și proiectele de la Bruxelles și Strasburg. Acesta a ajuns la Giurgiu la ora 10 în fața teatrului Tudor Vianu, fiind întâmpinat de directorul Mircea Mionescu, după care a invitat pe toți cei prezenți la o terasă pentru a sta de vorbă. Este bucuria mea că am trecut, a fost așa brusc, pentru că am fost atât de ajutat și mi-au trimis oamenii scrisori și fine și semnături și tot, am simțit nevoia să le zic mulțumesc fizic, că altfel telefonic se rezolvă, mail-uri se rezolvă, public se rezolvă, dar trebuie să dai mâna cu omul, domnule, și să-l vezi. Cu ocazia asta, plimbându-mă, am cunoscut o mulțime de oameni care cea mai mare parte au venit și acum, care au putut, care nu au sunat și au zis, sunt la serviciu, nu pot, am probleme, în fine, nu contează asta. 15-20 de oameni m-am întâlnit peste tot, nu mai mult, dar sunt exact oamenii aia care mi-au devenit prieteni, să zic așa. Actorul susține că turul României în această perioadă îi dă o senzație extraordinară. Turul României în mai este o minune și vă spun exact de ce. Că acum mi-am dat seama. În primul rând, iarba crește mai mare decât petul. Nu se mai vede niciun pet, m-ați înțeles? Pac! Și arată divin. Al doilea, am avut o revelație. Venind de la Strasburg acuși, am traversat niște țări europene, jumătate de Europa, până aici. Și aici, în România, am avut revelația mirosului de salcâm, domnule, care nu există în nicio țară din Europa. La noi, sălbăticia asta, mica sălbăticia asta, naște o minune, domnule, mai. Știți cum miroase totul al salcâm în toată țara? Nu e adevărat de frumos. Plus mirosul de fân. Deci mirosul de fân proaspăt cosit nu există nicăieri în Europa. Mircea Diaconu a vorbit despre contactul cu noua funcție, declarând că aceasta i-a adus aminte de armată. Am avut senzația pe care am avut-o, dar identică, când am făcut armata. Adică un spațiu nou, necunoscut, nu știu unde e toaleta, ieșirea, intrarea, cum te rătăcești în clădirea nouă în care intri și nu cunoști pe nimeni dintre colegii tăi, că așa ești în armată, că nu te duci cu prietenul tău din copilărie la armată, unde te trimite, acolo te duci. Hei, și după vreme îți faci prieteni, știi și aia, știi și aia, știi și aia, altă. Asta e. Acum am vreo 150, cred, de prieteni, cu adevărat vreo prieteni. În Parlamentul European, Mircea Diaconu este membru al Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa și îndeplinește funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație. Acesta are o misiune foarte importantă pentru întreaga cultură europeană. Tratatul de liber schimb dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană reprezintă un subiect arzător pentru majoritatea statelor, însă în România acesta n-a fost încă dezbătut. Printre subiectele din tratat se regăsește și cultura. Dacă ar fi discutată la oaltă cu celelalte subiecte, cultura și-ar putea pierde subvenționarea. De aceea, Uniunea Europeană dorește ca acest subiect să fie discutat separat, urmând să se vorbească despre excepția culturală. La acest subiect, comisia din care face parte Mircea Diaconu are un cuvânt greu de spus, dorindu-și în continuare subvenționarea culturii. Comisia de cultură are un cuvânt greu de spus. Și atunci face un fel de aviz. Ea se discută, subiectele astea se discută în comisiile economice, juridice, specializate. Dar avem și noi tronsonul ăsta cu excepția culturală. Cine credeți că e paznic la excepția culturală pe acest aviz? Deci mi-au dat mie acest, așa, cum să spun, sunt așa de fericit că s-a întâmplat, ni s-a întâmplat să mă trimiteți acolo care mai de care, pentru că acum eu sunt paznic la ceva ce nu pot să cred. Europarlamentarul n-a plecat cu mâna goală de la Giurgiu. Una dintre persoanele care au participat la întâlnirea de luni i-a dăruit un cadou pentru soția sa. Am fost, fără să vreau, pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră și cum faceți câte un cadou, de câte ori mergeți undeva, da. Acum un cadou de la o băbuță pentru doamna dumneavoastră. Cuțu de mână, croșetă și cuțul. Doamna mea e exact ca mine și gândește exact ca mine. Mulțumesc tare, super. La alegerile europarlamentare de anul trecut, Mircea Diaconu s-a clasat pe locul 4 în preferința electoratului, fiind votat de aproximativ 380.000 de oameni. Următoarele orașe care vor fi vizitate de Mircea Diaconu sunt Mangalia, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Piatra Neamț și Suceava.